Bun găsit la Acul de Viespe, sunt Ciprian Jașcu. În această seară începem emisiunea cu un subiect fierbinte. Este vorba de plata sau neplata penalităților pentru căldură, lucru care ar putea fi benefic pentru Galați. Invitații mei sunt deja bine cunoscut Roman Apostol Picu, președinte al PPD de Galați. Bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit, vă mulțumesc! Doamna Adriana Stratulat, administrator special al SCA Paterm. Mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Mulțumesc, și din ca reprezentant al Consiliului Local, domnul Marian Alexandru, consilier local al PPDD. Bună seara, bine ați... Bine v-am... Bine ne-ați găsit, sunteți prima oară la Acul de Viespe. Da. Poate scăpați de înțepare. Poate o să devin o... Dacă rezistați la începături, la venin... Sunt imun. Da, e bine. Am vrut să abordăm subiectul acesta al penalităților, pentru că din momentul în care s-a zvonit, până să devină certitudine acest zvon, că penalitățile la întreținere se pot șterge, noi am primit la redacție foarte multe telefoane. Dom'le, cum se poate? Cum e legea Ciucă? Nu e legea Ciucă? Ce acte ne trebuie? Ce venituri să avem? Deci foarte multe întrebări. Eu mi-am notat aici, deși dacă le dau citire, ajungem la jumătatea emisiunii. Așa că vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți în ce constă facilitatea asta pentru gălățeni, cât de bună este ea până la urmă și pentru APA Terme. V-aș ruga să nu folosim termeni tehnici, pentru că vreau ca telespectatorii să înțeleagă cât mai bine ce se întâmplă cu penalitățile. Deci, nu e vorba de legea 175, e o procedură care a fost aprobată odată cu confirmarea planului, deci începând cu data de 30 ianuarie, data la care s-a confirmat planul, ea a devenit aplicabilă. Practic, asociațiile de proprietari vin și fac un proces verbal în care se specifică debitul, penalitățile, și în măsura în care achită factura curentă și debitul, li se scade proporțional din penalitate. În cazul în care asociația hotărăște că nu vrea să acceseze sau nu poate să acceseze pentru că are datorii foarte mari sau din vari motive să acceseze ea ca și asociație, am introdus în procedură și posibilitatea ca persoanele fizice în baza unei adeverințe eliberate de asociația respectivă, să poată veni la APA Terme și tot așa se achită debitul de bază, că în principal asta se dorește. Deci vreți să recuperați datoria de bază? Datoria, da? De bază. Chiar dacă pentru acea datorie și penalitățile accesorice, în general penalitățile au fost cea mai mare problemă ca și durată de plată, chiar dacă pentru acele debite sunt hotărâri judecătorești sau sunt în curs de executare. Da, diferența... Relația dintre consumator, beneficiar direct și APA Terme. Că până acum eu, de exemplu, nu puteam să vin la APA Terme să zic, domnule, am consumat de 3 lei, poftiți 3 lei, nu? Asociația hotărăște și dă o adeverință. Noi am făcut chiar și o adeverință tip, au venit oameni, au luat adeverința, se duc la asociație și asociația defalcă. Ce înseamnă debit de bază și ce înseamnă penalități. Și apoi trebuie ulterior vine la noi și plătește, încheiem o convenție, plătește și în măsura în care plătește debitul de bază, bineînțeles, tot timpul intră și în cauză curentul, se șterge proporțional. E vorba de o proporție aici, penalitățile. În cazul în care plătește 100% debitul de bază, 100% penalități. În cazul deci, în care plătește numai o parte, îi se șterge proporțional. Adică dacă aș avea, nu știu, punem 100 de milioane penalități, dăm un exemplu, și datoria de bază 50 de milioane, da? Dacă plătesc milioane și șterge 100 de milioane. Dar dacă plătesc 25 de milioane, 50 de milioane de penalități? Da. Deci în proporție. Deci, proporție, da, 50% din debitul de bază, 50% din penalități. Încheie o convenție, singura cerință este ca ulterior, dumneavoastră, 3 ani de zile, să vă achitați debiturile curente. Bun. Deci, până când e valabilă? Deci ea poate fi accesată până pe 31 iulie, 6 luni are efectiv. Ulterior, bineînțeles că dacă s-au încheiat convenții, v-am explicat, 3 ani de zile ca persoană fizică, trebuie să vă achitați debitele la zi. Bun. Presupunem că gălățenii vor veni și își vor achita datoriile în număr foarte mare. Ce înseamnă lucrul ăsta pentru APA Terme? Procedura a fost introdusă tocmai în ideea ca să rezolve problemele de lichiditate ale societății și de susținerea planului de reorganizare. Practic, este un lucru foarte bun pentru APA Terme,
așa, ne rezolvăm și noi problemele, divergențele cu asociațiile de proprietari, pentru că avem enorm de multe dosare pe rolul instanțelor de judecată, avem lichiditate, ne plătim furnizorul și să ne executăm lucrările. Și aș mai vrea să mai precizez un fapt de în cazul în care să nu mai penalități, da? Că există și multe situații de genul ăsta. Dacă se plătește factura curentă, se împart acele penalități pe 12 luni. Lună de lună ți-ai plătit factura curentă, se taie 12-a parte din penalități de fiecare, lună. Deci nu se rezolvă până, practic, în... Ba, da, e bine. Până pe luna iulie. Bun, domnul Picuroma, știu că ați avut discuții cu acest subiect și în urmă cu, nu știu, un an și ceva, tot doamna Stratulat. Cum vedeți dumneavoastră? No, haideți să facem un scurt istoric la, la această problemă. La scurt, dacă discutăm despre ISPA, despre programul european ISPA de susținere anumitor activități, și mă refer aici la apă, canal și gunoi și toate astea. În primul mandat 2004-2008, am accesat, noi Consiliul Local am accesat programul ISPA. La momentul acela ISPA a venit și a spus așa: eu vă dau banii, dar nu vreau să dau la o unitate care are datorii. Și atunci, apa termul, se numea înainte apa termul, în care intra și apă canal și apa termul la grămadă, apa termul la momentul acela l-am divizat, l-am rupt în două și am făcut apă canal, fată mare, adică fără nicio datorie, fără nimic. Asta presupunea accesarea... Pentru că acel program ISPA se adresa în primul rând aceste unități apă canal, și pentru că era vorba despre canalizare și ape uzate și toate astea. Și atunci ăsta nu trebuia să aibă datorii. L-am lăsat fată mare pe ăsta, apă canal, iar apa termul a plecat cu toate datoriile în spate. Peste toate aceste datorii, faptul că guvernul promitea tot timpul prin municipalităților: domnule, dați dumneavoastră de la municipalitate ajutor sau nu știu ce, că noi venim și noi cu subvenția și o să vă intrăm în completare. Nu, cred că așa a fost. Așa, dați căldură, că noi subvenționăm, subvenționa o lună sau două sau trei, după care nu mai dădea guvernul niciun ban către municipalitate, municipalitatea nu mai putea susține diferența de bani pentru subvenții și astfel această unitate a fost îngropată în datorii. La momentul de față, ea se află într-o situație foarte, foarte delicată, această unitate a pater, și dați-mi voie să vă spun că 70% se datorează unor factori externi, mă refer guvern, municipalitate și alți factori, doar 30% se datorează unui management defectuos acolo. De-a lungul anilor, pentru că am fost președintele Comisiei de Servicii în cadrul Consiliului Local aproape 8 ani de zile, vă dați seama că cunosc fenomenul în profunzime. Ați încercat să trageți de mână edilii de atunci: domne, uite ce problemă avem, hai să facem ceva. Da, dar problema este așa. Știți foarte bine că dumnealora iau agentul termic. De ce spun că sunt factori externi care influențează și bunul mers al unității sau răul mers al unității și prețul mare pe care au trebuit să practice, și preț care a condus la faptul că cetățeanul, în lipsa locului de muncă, nu a mai avut bani să plătească aceste dări. Și aici mă refer la CET și la toate celelalte care produc curent electric și, ca produs secundar, acest abur, e agent termic și îl vând la un preț, la un suprapreț, practic, către apatern. Bun. În ce situație se află acum apatern? Se află în situația de reorganizare. Adică, de asta l-am invitat aici și pe Marian Alexandru, colegul meu consilier local, că dumnealui este specialist lichidator, chiar în domeniu. Bun. Ce se întâmplă? Unitatea are niște datorii. Da. Dar cei care au deprimit bani de la apatern s-au constituit, conform legii, în adunarea generală a creditorilor, nu? Care această adunare cei din această adunare au căzut de acord că trebuie să facă într-un fel să aducă niște lichidități la această unitate. Și atunci am zis așa: dacă ei nu pot căra sau nu pot da
cetățeanul mă refer, nu poate da 100 de milioane, adică 50 da. Baza și 50 penalități, bă, măcar să ne găsim cu baza, adică măcar baza să o plătească și atunci rezolva o problemă de lichiditate urgentă. Bun, cu care unitatea putea să funcționeze și poate să funcționeze înainte. Au găsit această procedură pe care aș vrea să o punctăm foarte clar, pentru că această emisiune vreau să aibă în primul rând un rol de informare. Pentru prima dată cetățenii din municipiul Galați trebuie să cunoască procedura prin care, dacă își plătește baza, nu mai are datorii la penalități, nu mai plătește penalități. Și eu cred că acum rezolvăm o problemă și socială, dar rezolvăm o problemă și a avatermului, pentru că în scurt timp, până în iulie, până când ține programul ăsta, ei se pot găsi cu o sumă de bani care să le permită să-și achite din datorii. Bun. Haideți să vedem ce înseamnă pentru Consiliul Local reorganizarea apa termului. Este o societate aflată sub patronajul Consiliului Local. Practic, Consiliul Local hotărăște ce se întâmplă cu ea, în linii mari, ca să înțeleagă telespectatorii. A spus bine întrebarea, reorganizarea apa termului, ce înseamnă pentru Consiliul Local. Chiar mă bucur că m-ați întrebat. Vreau să vă spun că tot e meciul de box al lui Ciocan. Da. Sacul de bătaie în ceea ce privește datoriile cetățenilor și faptul că nu și le pot plăti și implicarea în asistența socialului de către municipalitate este tocmai acest consiliu. În ideea să mă înțeleagă cetățeanul, nu se duce la apaterm să spună că n-are bani, că are copii de crescut sau n-are ce pune pe masă și nu poate plăti datoriile, ci tot vine la consiliu, deci, și cere să-l ajutăm de factură socială. Corect, da. A, așa. Deci eu mă bucur, eu văd benefică această posibilitate prin care o să se reducă această povară de pe umerii cetățeanului gălățean. Bun, a spus condiții apa termului, domnule, noi vă sprijinim mai departe, Consiliul Local, vedem cu ce mai putem, dar trebuie să dați afară, nu știu, jumătate din oameni. A spus condiții, ceva de genul, sau lăsați... Nu. Sau lăsați apa termul să-și facă... Două secunde, din punct de vedere tehnic, există un administrator judiciar care face un plan de reorganizare, iar acel plan de reorganizare se transmite tuturor creditorilor, care la rândul lor își exprimă opinia, e bun sau nu e bun. Eu vorbesc în termeni simpli să fiu înțeles de toată lumea. Noi, în calitate de acționar majoritar al Consiliului Local, suntem cam creditori, nu suntem, m-ați înțeles? Bine, acum, asta trebuie oricum să discutați cu cei de la Paternum, să vedeți, pentru că, până la urmă, tot ce se întâmplă acolo, din punct de vedere organizatoric, poate să aibă și un impact asupra populației, clar. Dar o să ne zică doamna Straturat, haideți spuneți. Chiar când am intrat în insolvență, tocmai în ideea de a demara cumva și a face viabil planul de reorganizare, s-a trecut la disponibilizările de personal. Da, 280 de salariați afară. Legea prevede că administratorul judiciar poate să o facă anterior datei de confirmare a planului, tocmai în ideea de a demonstra angajamentul societății în vederea reorganizării. Deci s-a făcut și evident vom dezbate chiar și în luna, anul trecut, la finele anului, iar s-a mai discutat în adunarea creditorilor o astfel de etapă. Cu siguranță, de-a lungul planului de reorganizare, deci în cei 3 ani, vom discuta cu creditorii noștri posibilitatea diminuării mai mult, nu numai numărul salariat a diminuat, ci și sporurile, în așa fel încât cheltuiala cu munca vie să fie cât mai mică la nivelul societății. Am invitat în public, avem și un reprezentant al unei asociații de proprietari și vreau să vedem cum văd, de fapt, președinții asociației această facilitate. Consider că este o facilitate care apare la momentul oportun, mai ales că suntem în sezonul rece, și aș vrea să o asigur pe doamna că noi deja nu avem datorii către dumneavoastră, dar locatarii către asociație înregistrează ceva datorii. Bănuiesc că acele datorii le rezolvăm noi cu locatarii, nu depinde de noi, că noi ne plătim lunar toate datoriile ce ne revin la utilitățile pe care ni le prestați noastră. Dar nu aveți penalități acolo noastră? Către furnizori? La niciun furnizor nu avem. Nu numai către apa termică, nici apă canal, nici
energie electrică, nici fisc, nicăieri nu. Aurul, cred că suntem... nu avem... asociație. Nu, dar chiar vă rog, suntem 439, să vă interesați să vedeți dacă figurăm... În ultimul extras de cont eram la zero. Cu datorile. Dar am o rugăminte la dumneavoastră, dacă după aveți puțin timp, să mă puneți la curent cu sistemul ăsta de contorizare și de repartizare a căldurii pe locatari, pentru că noi, v-am zis, nu dispunem de contract cu ISTA. Da. Și o facem... Paușal, cum aveți, sau cum? Nu, suntem tot cu repartitoare, dar avem sistemul nostru de calcul și doamna mi-a zis mai înainte că trebuie să ne supunem unui ordin al RSC care ne cer anumite pretenții, în plus, față de ceea ce facem noi acum. Uite, și noi, dacă vă spun pe scurt așa, din factura care mi-o dați dumneavoastră, împreună cu comitetul, repartizăm părți comune, cum spunea domnul consilier, până la 40%, funcție de valoarea facturii și diferența o împărțim pe numărul de puncte găsite pe repartitoare. Bineînțeles, la cei care sunt în locuință, la cei care sunt plecați din locuință, le băgăm numai părți comune. Bun, este posibil. O întrebare interesantă și vreau să-i răspundeți în emisiune, nu după și emisiune. Și treaba asta, doamne, este de vreo 7-8 ani. Nu e de acum. Da. Deci chiar poate... am avut o speță în cazul unei asociații care tot așa a renunțat la activitatea prestatorului de repartizare și am încercat ea să facă. Avem și un răspuns oficial din partea NRSC-ului, pentru că prestatorul în cauză s-a adresat direct NRSC-ului. NRSC-ul a spus destul de clar că nu are voie asociația să utilizeze în continuare repartizare, repartitorul, ci numai persoanele juridice autorizate de către ANRSC. Ei au un mod de calcul al lui, care este și aprobat, deci programul efectiv de repartizare este avizat de către ANRSC. Păi, oamenii sunt mulțumiți cu sistemul ăsta, de ce n-ar putea să-și citească repartitoarele, vin, plătesc, n-au datorii, eu chiar nici nu mă așteptam, n-am discutat cu domnul înainte de emisiune, habar n-aveam că n-au datorii, zic, stai că am găsit că e de prin micro 19 încolo 20, sigur, acolo sunt multe datorii. Nu, sunt asociații, destul, cam 10-11% din asociații sunt la zi, chiar la zi, în sensul că n-au nici debite, nici penalități. Sunt și asociații care au penalități numai, de-aia există separat o altă... Și sunt asociații foarte mari, cu debite enorme, care, mă rog, sunt și închise pe apă caldă, tocmai în ideea asta că trebuie să facem cumva un efort comun de a plăti datoriile. Haideți să revenim totuși. Haideți. Doamna director, haideți să explicăm procedura pas cu pas. Mă numesc Grigorescu, da? Da. Bun. Am datorii la întreținere. Da. Dau exemplu 50 de milioane vechi la baza și am 30 de milioane penalități, da? Da. Am două căi, conform procedurii dumneavoastră. Una, ori vorbesc cu asociația să mă reprezinte asociația. Și să încheia procesul verbal. Cu dumneavoastră, da? Da. Așa. Ori, varianta 2, mă duc la asociație. Deci, stimați cetățeni, stimați telespectatori, începând de luni, doamnă, da? Se poate? Da. Începând de luni aveți două variante, cei care aveți datorii și penalități. Ori mergeți la asociație și spuneți, domnule, nu mă pot duce eu singur la patent. Mergeți dumneavoastră ca asociație și încheiați proces verbal de plată și de ștergerea penalităților cu Apatermul, da? Da. Ori personal. Am zis că mă numesc Grigorescu, Vasile, să spun, da? Am datorii 50 de milioane, bază și 30 de milioane penalități. Și nu vreau prima variantă prin asociație, vreau a doua variantă pe persoană fizică, pe mine, da? Da. Bun. Mă duc la asociație, spune așa, și cer o adeverință în care este precizată valoarea datoriei la întreținere și valoarea datoriei provenite din penalități. Deci mă duc la domnul administrator și spun, vă rog frumos, pe numele meu dați-mi o adeverință. Avem în care adeverință tip, aveți o adeverință și tip, dar asociațiile au treaba asta? Da, sau deci vin la e pusă și pe site-ul nostru adeverința și procedura de șerge. Încă o dată. Câte bordei, atâtea obicei în Galați ăsta cu asociațiile de proprietari. Aceste adeverințe tip, da,
le-ați trimis către, asociații? Că sunt poate administratori de asociații proprietari care nu știu să ceară de pe mail sau de pe... Nu pot descărca adeverințele astea. Le dăm și persoanelor fizice, au venit chiar 100 de persoane. Să ceară această adeverință. Să ceară această adeverință. Bun. Și le-am dat-o. Bun. Să spunem, deci Grigorescu se prezintă la administrator și spune, vă rog frumos, dați-mi o adeverință din care să reiasă cât ai baza de plată și cât ai penalități, da? Da. Cu acea adeverință, da, cetățeanul Grigorescu vine la dumneavoastră, la Apaterm, da, da? Da. Și plătește baza, da, 50 de milioane, da? Da. Și primește o chitanță de 50 de milioane, da? Da. Bun. Cu chitanța merge la asociație, da? Da. Arată la asociație chitanță. Eu citesc după da, plan, după A, B, C, da, aici, da, așa? Da, etapele. Așa, etapele respectiv. Și asociația ce face? Îi șterge datoria, nu? Da. Deci se încheie o convenție, dar efectiv, contabil... Îi șterge penalitatea. Penalitatea se va șterge la finele celor 3 ani. Deci persoana fizică are obligația ca 3 ani de zile să plătească la zi. Să plătească la zi baza. Ca, și să zic că aia 30 milioane cât are penalitate se împarte pe ăștia 3 ani, nu? Deci, efectiv, în momentul că el nu mai plătește ăștia ca penalitate. Efectiv, contabil vorbind, când îi scaz. Când el plătește baza la dumneavoastră, 50 plătește milioane, baza și 30 la noi, milioane rămân în stand-by, ca da, să rămână acolo în așteptare. Bun. El are obligația după aia, ulterior, lună de lună, să plătească la timp. Proporțional. Acum eu vreau să vă întreb, doamna director, în condițiile, deci am ajuns la punctul B, când cetățeanul vine cu chitanța, da, de la dumneavoastră, prezintă la administrator. Da. Dar până atunci, administratorul poate să facă din datoria generală a lui Grigorescu, cât are de plată la Apaterm plus penalități, adică să-și facă penalității, că penalități să plătesc și la Apă Canal. Evident. Bun. Deci nu, aici nu vorbim de penalitățile către Apă Canal. Nu. Vorbim de cetățeanul Grigorescu care se duce la administrator și administratorul îi spune, poate, deci el poate din calculul respectiv să spună, bă, frate, ai atâta la Apaterm și atâta penalitate? Da, bine, poate să faci. Poate să... Defalcarea. Deci face defalcare, fiecare, da? Când apare la vizier acolo, nu apare, domnule, energie termică, atâta. Deci el trebuie să aibă o evidență separată, da, domnule, cât anume din datoria asta îi revine pe... Aici apare o altă întrebare. Pot fi administratori reticenți care să nu dea aceste adeverințe sau care să nu facă acest calcul? Să spună, băi, lăsați-mă, mă, voi veniți acum toți din asociații să vă fac eu defalcarea la toți acum. Grigorescu, Vasilescu, Ionescu, poate nu vrea să facă. Există vreo metodă sau ceva care să le impună administratorilor de asociații să facă calculul cetățeanului? Că poate e silă să nu vrea să facă. Deci, metode directe nu sunt. Metode indirecte, omul sigur va face presiune. Există în cadrul aparatului administrativ al primăriei un serviciu numit Serviciul Administrației de Locatari, care are și, efectiv, are și autoritate de control asupra acestor asociații. Mai greu, domnul Alexandru. Nu. Mai greu putem să face două secunde, dacă îmi dați voie. Putem face la sesizarea Apatermului controle directe pe aceste reticențe care dumneavoastră le invocați. Putem face foarte urgent și cu precădere, cu celeritate, ca să se rezolve aceste defalcări. Eu aici aș mai fi băgat, doamnă, aici, la punctul B, aș mai fi pus o chestie, aș fi pus așa. Apatermul înștiințează sau atrage atenția, poate. Sau atenționează asociațiile de proprietari așa că eu știu că nu puteți dumneavoastră să dați amendă sau nu știu ce, dacă n-aveți voie. Dați în judecată pe ăla obstrucționarea acestui procedeu conduce la nu știu ce penalitate, deci, adică la nu știu ce amendă. Deci, în primul rând, poate... Da, în primul rând trebuie să fim conștienți că din 170 de milioane, mai mult de jumătate reprezintă penalități. Deci, practic, acum discutăm la modul realist. Orice asociație are cea mai mare problemă în a încasa aceste penalități și nu numai a încasa, în a le defalca. Deci, nu... Ce spuneam eu? Așa, ideea tocmai când se scapi de un asemenea balast, când știi că ai penalități, că ai procese, că ai executare, eu cred că, într-adevăr, vor fi puțini. E posibil, evident, să fie și oameni eu în sigur, cadrul asociației reticenți. Sunt sigur, doamna director, că sunt administratori care unii, să-mi fie cu iertare, unii habar n-au.
de calcul și au fost puși acolo de către adunarea generală a locatarilor sau proprietarilor și sunt acolo și nu iau un salariu și ei nu știu decât adunarea. Adică adunarea, nu știu împărțire, nu știu alte formule matematice. Un pic, Roman, trebuie să luăm o pauză, dar înainte de la o pauză, pentru că doamna Stratulat o să ne părăsească după pauză, vreau să tragă dumneavoastră o concluzie, să ne spună... Nu, mă, procedeul, să-l mai explici odată procedeul. Păi, luați adeverința, vă duceți acolo, veniți la mine, se defalchează, dar ați văzut că ne-am împotmolit la defalcare? Păi nu, o să... Ca automat, oamenii pauză, se vor duce, domnul administrator, faceți-mi defalcare. Ne dă, și ne dă decât o mutră acră de asta de administrator care spune că nu-ți dă. Stați un pic, după pauză o să ne spună domnul administrator de aici din public care sunt procedurile, pentru că se pare că administrațiile... Domnul Jeașcu, dacă emisiunea este, cum să vă spun, atât de concentrată, propun, cu acceptul dumneavoastră, să continuăm subiectul, domnule. Mai ținem pe doamna Stratulată, mai ținem jumătate de oră. Haideți să luăm atunci publicitate și revenim după câteva minute. Publicitate. Aveți cum să revenit. Scoateți discuțiile penalii. S-au întins în pauză. Pentru că în lista de plată sunt rubrici cu apă rece, apă caldă, căldură, cotă indivisă, cheltuieli pe persoană și noi pentru noastră adunăm numai apă caldă și căldura. Și clar, ne uităm să vedem din ce lună până în ce an a înregistrat perioada cu penalități. Am totalizat și am rezolvat. Deci, practic, ar trebui să fie centralizate acolo, nu aveți nicio... Dar vă repet, noi nu avem datorii față de dâns. Eu am înțeles procedura de rezolvare și mă bucur că am avut ocazia să discut cu dumneavoastră. V-am mai văzut de câteva ori, dar n-am putut să discut. Și aș vrea totuși să rezolvăm problema aia cu calculul, că noi aia suntem... Aia după emisiune, să știți. Dacă... Da. Nu, mai deci, avem, nu avem, folosit. Avem o întrebare de la o doamnă din public, care are o problemă legată tot de relația asociație proprietar. Nu e doar de căldură, dar profit de prezența dumneavoastră aici, mai ales a domnului Alexandru, care este consilier local și poate ne dă o mână de ajutor. Haideți să spuneți invitații noi. Ce problemă aveți? Bună ziua și sunt bucuroasă că totuși am șansa ca să aduc în discuție cazul copiilor mei. Fata mea a plecat în Spania din decembrie 2003. Deci cu o adeverință de la asociație ne-am scăzut la toate utilitățile. Prima venire a copiilor în țară a fost în 2006. Atunci, din 2003 până în 2006, am avut misiunea de a mă achita toate datoriile la asociația respectivă. În 2006, când au venit copiii, am plecat și eu cu ei un an de zile. Am venit înapoi, ne-am achitat iarăși datoriile. Cea mai tristă situație care este și care ne confruntăm acum cu ea este că doamna de la asociația respectivă cere penalități din iunie-iulie 2003. Precizez, copiii mei au plecat în decembrie 2003. Deci îmi cere penalități iunie-iulie 2003. Vă dau un calcul care s-a făcut în perioada de penalități. În 2003, dumneai spune că penalitățile sunt de 386,123. În 2004, 798,103. În 2005, 126,12. În 2007, 286, nu știu cât, penalități. Am rugat-o, insistent, să-mi dea o explicație de unde sunt aceste penalități. Pentru că în 2008 o chitanță s-a plătit 1390 de lei. Deci copiii au venit din 2 în 2 ani. În 2010 am plătit 1110 lei. Și acum numai un pic. În 2012 am plătit 1710 lei. Vreau ca cineva să intervină și să mă ajute să înțeleg și eu aceste sume care s-au plătit, unde se duc. Și în primul rând și acele penalități, pentru că n-a locuit nimeni în acel apartament o perioadă foarte mare, nici acum. Acum locuiesc doi tineri care i-am pus sub să urmărim aceste. Vreau și insist foarte mult la dumneavoastră și la colegii mei să încercăm să vedem care este modalitatea de calcul. Acești bani care s-au plătit, aceste penalități care se plătesc din 2003 în iunie-iulie, eu asta. Vă mulțumesc foarte frumos și poate reușesc să primesc un răspuns
ca să mă pot... Ana, vă dau invitație, da. Mi-am răspuns numai un pic. Dați-mi vă rog microfon să-l dăm domnului. Să-mi spuneți dumneavoastră... Nu, să-i răspund, doamna, da. Unde să duc penalitățile? În primul rând, penalitățile celor penalizați să duc la doamna la Apaterm, în contul penalităților aplicate de dânsii și dacă nu înregistrează asemenea penalități, valoarea plătită de dumneai se bagă în fondul de reparație. Bună întrebare. Dumneavoastră răspundeți în fața cuiva. Cine v-a autorizat ca președinte sau de unde luați? Primăria m-a autorizat. Ca administrator sunt atestat de primărie. Dacă îmi dați voie, mie vă lămuresc. Și acum vă rog să-mi răspundeți dumneavoastră că să o luăm punctual. Am văzut la pe domnul problema fel. Doamnei Carp. Da. Foarte simplu, printr-o notificare către asociații, cere explicitarea tuturor penalităților. Deci o hârtie oficială, nu verbală. Nu, o hârtie, da, obligat, ceva scris, făcut din partea dumneaei, ca persoană fizică, nu e o problemă. Vă rog să-mi dați... Dar, există un dar. Eu o sfătuiesc să ceară pentru lămurirea sufletească a ei, dar tot ce e mai vechi de 3 ani de zile s-au prescris, domnul meu. Deci, din punct de vedere juridic, aceste penalități nu mai pot fi percepute. Acel administrator face un abuz? Haideți să vă explic ceea ce intuiesc eu. Vă rog. Pe momentul, la data când i-a transmis faptul că are penalități, mi-a transmis în scris dacă nu sunteți drăguți. Bun. La data când a transmis în scris asociația către dumneavoastră că are penalități de plată, poate au avut un proces pe rol, s-a încheiat și instanța a găsit o bună de plată, a găsit asociația bună de plată. Și atunci, normal, eu fac o extrapolare. Atunci, normal, acest administrator a împărțit penalitatea la toți din asta. Deci așa fac o extrapolare ca să să-mi explic fenomenul. Cum de-au apărut în 2012 penalități sau în 2013 penalități din 2003. Da, bun. Bun. Deci, pe scurt, că... Cei mai bine de 3 ani s-a prescris. 2. Poate face o adresă să-i dea lămuriri asociația. Nu-i răspunde. Nu are voie să nu-i răspundă. Prin poștă recomandată sau... Exact. Recomandată sau dusă acolo. Toată treaba este refuză, aibă... eu o duc și refuză să o primesc. De primire. Confirmare de primire, cel mai bine. Cu confirmare de primire. La doua problemă legată de cine autorizează administratorii. Da, există în cadrul primăriei, eu fac parte din comisia de autorizare, de atestare a administratorilor. Uite ce bine să merită. Da, există o comisie care pur și simplu facem examene, dăm examene de cunoștințe în ceea ce privește administrarea unei asociații. Și este foarte benefic. Se dau examene în care vezi capacitatea omului. Bun, vă întreb eu un pic, doamne, cum se numește? Ce asociație? 364. Cum se numește? Strada Brăilii. Deci asociația 364. Și administratul dumneavoastră cum se numește? Știți? Administratul doamna Elena Cănu. Dar doamna vreau să vă mai dau un caz. Astăzi am fost la dumneai, am plătit întreținerea și cu o cerere scrisă am rugat-o să-mi dea o adeverință că nu am nicio datorie la întrețineri. Mi-a zis că nu poate să mi-o dea pentru că n-am specificat pentru ce îmi trebuiește adeverința. Pentru completarea unui dosar. Atât am spus. Și a zis, nu, că înseamnă că vreți să mă dați în judecată și noi trebuie să ne înțelegem amiabil. Am zis, doamnă, nu este cazul să ne înțelegem amiabil. Eu vreau o justificare justă. Da. Domnul Alexandru, v-am dat o temă de casă, cum se spune? Două secunde. Exact ceea ce am intuit eu. Faceți o adresă prin care solicitați lămuriri, nu vă răspunde, o acționați în instanță. Este conștientă dacă v-a spus că înseamnă că vreți să mă dați în judecată. Știe ce o așteaptă. Deci, bun, după mine, e ceva abuziv. Bănuiesc că dacă tot s-a nimerit ca la noi în emisiune să, mă rog, aflăm de acest subiect, poate dumneavoastră, ca și consilier local, ca și membru al acestei comisii, o veți ajuta pe doamna, pentru că datoria dumneavoastră, consilier local, este să fiți în slujba cetățeanului. Și aici avem, practic, da, după emisiune să-i spuneți. Cu mare plăcere. Da. Și neapărat că să-i explicați pașii care trebuie urmați pentru a-și rezolva problema. Deci doamna nu vrea decât o adeverință, refuză administratorul, mă rog, această doamnă Elena Mofib. Și poate într-o emisiune viitoare o să dezbatem problema. Dar să vă mai precizez încă o dată. Eu sper să fie ultimul subiect. Ultimul subiect. Din 2003 decembrie până în septembrie 2012 nu a locuit nimeni în acel apartament. Și vreau și eu să știu sumele care s-au pretins de unei provizii. Da, ok, bun. Da. Vă mulțumesc pentru intervenție. Bun. Domnul Picuro, văd că vă reveniți la subiectul observați nostru. Observați că iar să discută pe un palier superior aici, adică faceți adresă scrisă, ceea ce administratorii poate Dumnezeu, asta da, vreți spune. Administratorii, cât te bordea, te-a obiceiat, am și spus. Dar gândiți-vă că sunt cetățeni în Galațiul ăsta care au un grad de pregătire, nu vreau să-i jignesc pe nimeni.
care nu le permite să facă adeverințe și adrese scrise și nu știu ce. Nu se pricep oameni. Sunt oameni care au, cum să vă spun, au avut contact mai greu cu o anume zonă administrativă, nu se pricep. Ce faci cu ăștia? De asta, procedura asta trebuie să fie atât de simplă, doamna director. Încă o dată revin la dumneavoastră. Începând de luni, cetățeanul, mai explicați odată ce poate să facă. Că vă spun, în urma acestei emisiuni pe care, această televiziune, care putea să aducă subiecte de cancan și nu știu ce a ales. Gala de box de azi. Sau gala de box. A făcut o care e foarte importantă și gala de box. A făcut o emisiune, să spunem, plictisitoare, să zic așa, pentru unii. Numai să explicit cetățenilor care este procedura, putea să aleagă tot felul de subiecte de cancan, politică și nu știu ce. Explicați încă o dată, pentru că această emisiune, așa v-am mai spus, să mai dea de 4-5 ori de acum încolo, și omul trebuie să știe, să uite ca, și ia informația. Băi, ia să vă ceați, doamna directoare. De luni începând, spuneți dumneavoastră ce poate să facă cetățeanul. Deci, practic, persoana fizică vine, ia adeverința de la noi, cu acea adeverință se duce la asociație, stabilește cu asociația. Dacă cumva asociația n-a făcut și n-a încheiat direct ea un proces verbal cu noi pentru accesarea procedurii, poate să o acceseze el și atunci solicită acea adeverință completată. Din fișa lui ca și persoană se scot datoriile și penalitățile care sunt aferente. Bun, aici fac eu o paranteză. Dacă un gălățean obișnuit care e cu datoriile la zi, are el suspiciunea că administratorul nu gestionează bine banii, poate veni la APATERM, deci n-are datorii. Dom'le, eu vreau să plătesc, uite, mi-a venit de la ISTA 5 lei, pot să vin să plătesc la dumneavoastră? Adică eu n-am încredere, nu știu, vă spun, am avut cazul în care spune, domne, mă fură, mă duc, știți de ce, mai fac o paranteză aici. Când a fost treaba cu ISTA, era Ion Ștefan la apă canal atunci, Ion Ștefan a oprit apa în multe, la multe asociații, trimitea cisterne, mă rog. Dintr-o dată, la caseria apă canal au început să vină administratori cu sacoșe, cu bani, cu fișicuri legate de la bancă. Deci erau cu tot cu bani de rău. Zic, băi, dar două, chiar toți... A fost parte în casa, păi, două... Nu, au fost. Ne-a chemat să... Deci atât de mare a fost fenomenul că ne-a chemat să filmăm. Că a zis, băi, poate e un caz, poate... Dar erau prea mulți. Și a zis, băi, nu se poate așa ceva. Erau teancuri de bani. Eu prin arhivă am undeva imaginele astea. Adică, până la urmă s-a descoperit. Unii administratori puneau banii la bancă și luau o dobândă acolo pe o lună, două, trei, nu știu cum, și calculau treaba lor, că nu a intrat nimeni la amănunt. Poliția economică s-a ocupat probabil după. Dar nu plăteau administratorul. Și atunci eu zic, băi, ca să scap de o grijă, vreau să plătesc. Pot să plătesc. Uite, la punctul ei, mă scuzați, doamne, spune așa, cu locatarul se încheie un angajament de plată în baza căruia acesta își va achita datoriile viitoare reprezentând încălzirea și apa caldă direct la caseria APATER. Da, deci situații sunt foarte multe vis-a-vis de asociații. Avem asociații care, de exemplu, sunt la apă canal, la factura curentă și la noi au datorii și procese IEN încă din 2003. Deci mi se pare că din punctul de vedere a unui locatar care este cu plata la zi, să îi se oprească apa caldă pentru că asociația ia banii și dă în altă parte, e un punct de vedere justificat. Da? Mai avem într-adevăr și situații în care datoriile care le are afișate asociația respectivă față de datoriile care sunt la noi au diferențe mari. Da? Deci, practic, o parte din banii aia nu se regăsesc. Da? Deci are mai mult să ne dea nouă decât ce are de încasat. Poate fi verificată o situație de asta la un administrator, adică comisia în care faceți parte se ocupă și de așa ceva sau analizează caz cu caz? Dacă există în cadrul municipalității un serviciu care se ocupă cu verificarea evidenței contabile a acestor asociații. Dar mă uit în cameră și vreau să mă adresez cetățeanului gălățean. Să înțeleagă cetățeanul gălățean și chiar îi rog să contempleze faptul că acești administratori de asociații există și sunt plătiți din banii dumneavoastră. Deci dumneavoastră aveți tot dreptul să cereți anumite informații și anumite lămuriri referitor la neclaritățile care le aveți privind contabilitatea asociației. Deci nu administratorul, să încercăm să încheiem cu ideea, nu administratorul este Dumnezeu pentru asociații. El există și trăiește datorită asociației și membrilor acestei asociații. Dumneavoastră vorbiți din cărți. Uitați, vă dau un consilier local cu vechime două mandate, Picu Roman, care știe exact. Timp de două mandate s-a bătut... Domnul Jașcu, da. Vorbesc din cărți. Timp de două mandate, într-adevăr, avea prindere, avea legătură vorbitul meu din cărți. Dar vă spun cu mâna pe inimă că de
în acest mandat și de când sunt eu în această comisie de atestare a administratorilor, au început să facă progrese. Deci, sunt foarte... Domnul poate să vă confirme, s-a dat examen în... Nu-l mai întreb pe domnul că primăvară, probabil stăbire și acolo. S-a dat examen și, într-adevăr, cei care au luat atestatul de au avut anumite aptitudini și competențe. Deci se verifică, într-adevăr, partea contabilă, partea managerială. Nu e așa ușor, să știți că de acum încolo o să avem o anumită pretenție la cei care conduc asociații. Da, domnul Picu Roman, dacă terminați de citit ultimul paragraf de acolo, poate ne spuneți exact ce aveți pe suflet. Mai avem 5 minute din emisiune. Nu, bine, eu zic că este un lucru bun. Emisiunea asta și-a atins scopul informativă. Cetățeanul care s-a uitat la și se va uita la această emisiune, o va vedea pe doamna director care le dă garanția că, domnule, dacă veniți și respectați procedura respectivă, veți fi șterși de penalități. Eu zic că este un lucru bun. Aș fi vrut să se transfere treaba asta și către Apa Canal, să nu mai trăiesc în secolul 21 cu cisterna în fața blocului, pentru că l-ați pronunțat da, numele Ștefan Ion, director, da, fostul director de la Apa Canal. Da, da, da. Păi când era la noi, la partid, noi l-am dat afară pentru că și-a permis ca, eu știu, de câteva ori să facă treaba asta cu cisterna, să ducă el apă cu cisterna. Lăsăm pe și săracul om, un foarte bun manager, Ștefan Ion, să știți, un foarte bun manager. Dar nu l-am lăsat să facă treaba asta cu cisterna cum face Stangelo acum. Stangelo acum nu are unul... Dar mă sugerați că ar trebui dat și Stangelo afară. Ar trebui și aici, nu o să fie dat, ar trebui și aici și spre Apa Canal umblat puțin, cu atât mai mult cu cât ne trece Dunărea prin față, domnule. Și avem apa cea mai scumpă din România. Domnul Cumpărăm Picu, asta cu Dunărea o putem discuta de câte ori vreți în fiecare emisiune, pentru că este un of al gălățenilor, este chiar și un of al meu. Eu nu pot accepta eu ca gălățean, nu ca jurnalist, faptul că combinatul s-a vândut cu tot cu priza Dunării, da, și că noi plătim apă indianului. Deci el trage... Noi avem Dunăre, cum spuneți dumneavoastră, și indianul ia apă din Dunăre, îl trece pe un filtru, îl dă la Apa Canal. Știți, de ce am adus în discuție apa? Apa, prețul apei influențează prețul căldurii, nu, doamnă? Ajunge, un element, nu? De cost. Păi este un element necost, pentru că bagi apa în sistem, iei de la CET aburul, agentul termic și faci apa caldă, da, o produci. Asta e toată treaba, deci influențează practic. Uite, acum dacă tot l-am prins pe domnul consilier, vă lansăm o provocare uriașă, ce drept că n-aveți atâta putere în Consiliul Local, dar puteți face lobby și noi vă sprijinim. Căutați o soluție, convingeți colegii din Consiliul Local, discutați cu primar, cu viceprimar, cine vezi, poate se face și la noi o altă priză de apă, a noastră. E oful nostru. A zis bine. Nu ne ajunge o emisiune. Cred că ne trebuie vreo 2-3. Eu vreau să vă spun că noi am inițiat un proiect în sensul ăsta. Noi, consilierii PPDD, am inițiat un proiect în sensul acesta cu construirea unei prize. Dar sunt foarte multe de explicat, randamentul și nu se justifică costurile. Deci discutăm altă dată. Există o soluție, la fel, inițiată. Dacă știți, în Galația aceea vorba de acea subtraversare de Dunăre, ați auzit în Galați, rezolvă și treaba cu apa și vă spun cum, prin acviferul care există peste Dunăre. O să discutăm. Doamna a stratulat o întrebare, o mică înțepătură, că n-am ce să fac. Cu ce ajută soluția dumneavoastră bunii platnici? Indirect. Deci noi oprim apa caldă la tot blocul, da? Și s-ar putea ca, de exemplu, în blocul respectiv să fie o persoană, două, trei, care să cumuleze toată datoria asociației, da, cu penalități uriașe, da? Și atunci e păcat ca el, efectiv, ca bun platnic, să aibă apa caldă oprită pentru faptul că persoana respectivă nu își poate plăti penalități. Deci, până la urmă, ștergerea penalității este benefică direct, pentru... Da, indirect, da, facem o dată curățenie în subiectul ăsta și cred că toți vom fi fericiți așa, mai ales că eu și vreau să transmit asociațiilor și persoanelor fizice că e o ocazie unică. Da. Corect. Eu, că toți suntem pe final, vreau să cred că acest program va funcționa foarte bine. Vreau să-i urez succes doamnei Stratulat și colectivului, să le urez profesioniștilor de acolo, de la Apa Term, eu știu, succes în această activitate și să dea Dumnezeu să-și revină. Ar fi primul caz, sau eu știu, printre primele cazuri din România când o societate de asemenea anvergură își revine din reorganizare și să devină, nu pe profit, dar măcar tandea pe mandea, așa? Că fiind este o instituție de interes public,
fără de care nu, și... nu putem supraviețui. Ei, care asta trebuie și ajutată, până la urmă. Trebuie și ajutată, sincer. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Cam atât pentru astăzi. Sunt Ciprian Jașcu. Vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare. Până atunci, rămâneți pe TV Galați. Mulțumim.